Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetele de la 14 până la 22. Căci El, adică Hristos, este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor și orânduirilor ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape. Căci prin El, și unii și alții, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Hristos este pacea noastră. Cu aceasta începe pasajul și acesta este subiectul predicii de azi. Ce este pacea? Acum la Crăciun, cred eu, aproape fiecare felicitare care a fost scrisă, în fiecare urare care a fost făcută, a fost prezent și cuvântul pace. Cei care v-au felicitat, v-au urat și pace. Așa este. Dacă voi ați felicitat pe alții, le-ați urat și pace. Ce este pacea? Un mare înțelept din vechime, Aristotel, a spus că facem războaie ca să avem pace. Da? Asta e pacea, cea care se obține cu prețul războaielor? Dacă asta este pacea pe care o obții cu prețul războiului, ea deja prin sine s-a negat așa o pace. Asta nu-i pace. Pentru că se întâmplă războaie ca să ajungem să avem pace. Un alt om a spus că în relațiile internaționale între țări, pacea este o perioadă de înșelăciune între două perioade de luptă. Ați înțeles? Între două războaie, pacea este o perioadă de înșelăciune. Când se înșală, se înșală până când, gata, ajunge apogeul și atunci iar se începe război. Deci pacea este o perioadă de înșelăciune între țări. Asta e pace. De asta pacea am urat noi? Nu. De asta pace vrem să ne ureze nouă cineva? Tot. Deci nu vrem pace de ceea care cu război, nu vrem pace cu înșelăciune. Baruch Spinoza, care a fost un creștin deosebit, omul ăsta a spus așa, pacea nu este absența războiului, pacea este o virtute, o dispoziție spre bunăvoință, spre încredere, spre dreptate. Asta este pacea. George Clementul a zis că este mai ușor să faci război decât să faci pace. Este greu să obții pacea. Este ceva care nu se obține ușor. Greu tare să obține pacea, greu să păzește, greu să păstrează, greu să oferă pacea. Dar un alt om a spus interesant. Aș face crimă ca să obțin premiul Nobel pentru pace. Sune parcă straniu să zici așa o vorbă. Aș face o crimă? Dar știți de ce a zis vorba asta? Pentru că cei care oferă premiul Nobel, îl oferă premiul Nobel pentru matematică, nu știți? Că soția lui Nobel, care a instituit premiul, l-a schimbat cu un matematician și l-a zis pentru matematică nu va fi niciodată. Dar este premiul pentru fizică, pentru aceea, pentru altele, pentru nu știu ce, și mai este premiul Nobel și pentru pace. Numai nu știu dacă știți voi, dar Hitler a fost nominat să primească premiul. Pur și simplu a început războiul și nu a mai ajuns să-l ia. Dar a fost acceptat, a fost nominat, acceptat. Stalin a luat premiul Nobel pentru pace după ce au murit 40 de milioane de oameni.
Premiul Nobel pentru pace, atât nu sunt sigur, dar mi se pare că și Yasser Arafat l-a luat. În schimb, premiul Nobel pentru pace nu l-a luat Mahatma Gandhi, care a fost un om a păcii și care tot ce a cucerit pe calea păcii. El a schimbat total conceptul de politică, de cucerire în politică, de tot. El pe calea păcii a mers. A fost un om a păcii, a fost nominat de vreo 3-4 ori ca să ia premiul Nobel al păcii. Și nu l-a luat. El nu l-a luat. Așa că cel care a zis vorba asta, că aș face crimă ca să obțin premiul Nobel pentru pace, parcă ar avea dreptate, că se pare că cei mai mari criminali au luat premiul Nobel pentru pace. Pace de asta vrei? Pace de asta tot nu vreau. Se pare că nu asta e pacea. Se pare că în lumea asta este o mare confuzie cu privire la pace. Ce este pacea? Ce este pacea adevărată? Pacea eternă, a spus Adolf Hitler, nu va dăinui pe pământ decât atunci când ultimul om îl va ucide pe penultimul. Așa înțelegea Hitler pacea. El a zis că pacea pe pământ va fi numai atunci când ultimul om de pe pământ va ucide pe penultimul și atunci gata, va fi pace. Cu alte cuvinte, cât sunt oameni pace, nu este posibil să-i vezi, fiecare judecă după nebunia lui. Așa omul este înțeles că pacea nu este posibil, este și vedeți ce a adus el. Oh, apropo, tot cu premiul Nobel. Iată aici va urma o imagine. Imaginea aceasta este Irena Sanders. Femeia aceasta, în timpul celui de-al doilea război mondial, a scos din ghetourile fașiste, din Polonia, a salvat 2500 de copii evrei. A riscat cu viața ei, cum nu vă închipuiți. Ea a salvat viețile acestor copii și când a fost nominată pentru premiul Nobel pentru pace, normal așa o om să-i dai premiul Nobel pentru pace, nu? N-a fost acceptată. Așa o femeie n-a fost acceptată, ea n-a primit premiul. Bine, ea așa are un premiu sus, adevăratul premiu pentru pace îl dă Dumnezeu, dar doar am vrut să vă arăt că cel care a zis că trebuie să facă o crimă mare ca să ia premiul Nobel pentru pace, tare a mai avut dreptate. Pentru că nu știu ce concept de pace au cei care oferă premiul Nobel pentru pace. Golda Meir a fost prim-ministru a Israelului. Și știți că evreii cu arabii nu au pace niciodată. Nu pot atinge pacea niciodată. Și ea a zis să avem pace cu arabii, o să avem pace cu arabii când ei o să-și iubească copiii mai mult decât ne urăsc pe noi. Poate s-a gândit la toți copiii ăștia arabi care se duc și se explodează. Explodează când fac exploziile, fac toate aceste sinucigași. Și a zis că vom avea pace când ei își vor iubi mai mult copiii decât ne urăsc pe noi. Deci, de ce am scos gândul ăsta? Mi s-a părut că a spus ceva interesant femeia asta. Pentru pace trebuie să fie o dragoste mai mare decât ura. Trebuie să existe o dragoste care depășește ura ca să poată fi realizată pacea. Dacă ura este mai mare decât dragostea, nu poate fi. Dacă ura depășește dragostea, nu poate exista pace. Cine nu face mai înainte pace cu sine și cu oamenii, nu se poate împăca nici cu Dumnezeu. Iată, eu cu citatul ăsta n-am fost de acord. Eu cred că cine nu poate face pace cu Dumnezeu, nu va ajunge niciodată să aibă pace nici cu sine, nici cu oamenii. Cine nu înțelege că trebuie mai întâi să facă pace cu Dumnezeu, nu va putea realiza niciodată să aibă pace cu sine și nici pace cu oamenii. Iată, C.S. Lewis a spus ceva foarte interesant. Este a fost un mare gânditor creștin, un om smerit, dar un mare gânditor creștin. Și el a spus o vorbă adâncă. A zis, Dumnezeu nu ne poate oferi fericire și pace în afara Lui, pentru că El nu se află acolo, nu există așa ceva. În afara Lui Dumnezeu nu există pace și nu există fericire. Oamenii caută fericirea și pacea în afara Lui Dumnezeu, dar ele nu există acolo, nu le poți găsi acolo. De asta cei care au fost în afara lui Dumnezeu nici n-au putut concepe pace. Ați văzut câte concepte greșite despre pace. Biblia ne dă o definiție foarte clară, scurtă, dar clară. Clară și nu chiar clară. Trebuie multe explicații la definiția asta. Biblia spune că Hristos este pacea noastră.
Ce înseamnă aceasta? Hristos ne oferă nouă pace cu Dumnezeu. Hristos ne oferă pace pe orizontală cu oamenii. Și Hristos este Cel care ne oferă pace cu noi înșine. Știți că atâția oameni suferă pentru că nu au pace cu oamenii. Dar sunt mulți care nu le-a mai rămas nimeni dintre oameni, parcă, cu care ar avea vrăjmași sau ar avea vrăjmășii. Dar ei suferă pentru că nu au pace cu ei. Sunt atâția oameni care au ajuns să-și pună ștreagul în gât pentru că nu au pace cu ei. Trebuie să ai pace și cu tine. Ca să nu mai vorbim despre aceea că oamenii nici pe departe nu-și dau seama că pacea și cu oamenii, și cu sine, secretul acestei păci este să o încep de la Dumnezeu. Nu începe nici de la tine, dragul meu, poate tu ești unul de cel care nu ai pace cu tine. Nu ai pace. Sau nu ai pace cu oamenii, nu ai pace cu oamenii din casa ta, azi înainte să vă porniți la biserică, v-ați certat. Și nu aveți pace și nu există pace în casa voastră. Poate tocmai asta s-a întâmplat azi. Și tu cauți unde ar fi pacea, să o rezolvi, să o găsești în casa ta. Nu știu, poate în tine, nu. Secretul păcii nu este nici în tine. Secretul păcii nu este nici în oamenii din jurul tău. Secretul păcii este Domnul Iisus Hristos. El este pacea noastră. El este Cel care ne oferă pace cu Dumnezeu, în primul rând. Biblia spune aici, la Efeseni, Apostolul Pavel, în prima parte a capitolului 2, face așa o retrospectivă pentru Efeseni. Efesenii erau dintre neamuri, ca și noi, dintre păgâni. Bine, noi zicem că n-am fost dintre păgâni, că suntem dintr-un popor creștin, dar cu creștinismul ăsta care e mai rău decât păgânismul, nu știu cum, că putem zice noi că tot dintre păgâni și noi ne tragem și așa se trageau și ei, dintre păgâni. Și Pavel le aduce aminte cine au fost ei. Zice, amintiți-vă cine erați voi altădată. Erați fără Dumnezeu, fără nădejde în lume, străini de legămintele făgăduinții, fără Dumnezeu și fără nicio speranță în lume, morți în greșelile și în păcatele voastre. Așa erați voi altădată. Și foarte depărtați de Dumnezeu, fără nicio cunoștință de Dumnezeu. Nu știați nimic de Dumnezeu. Acum El zice, în Hristos Iisus, voi ați fost apropiați de Dumnezeu. Noi am fost apropiați de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Prin crucea Lui, Domnul Iisus a nimicit vrăjmășia. În Vechiul Testament, unul din proroci a spus că este imposibil pentru noi să ne apropiem de Dumnezeu. De ce? Pentru că El a zis, păcatele voastre pun un zid de despărțire. Păcatele noastre ale fiecăruia au pus un zid de despărțire. Dumnezeu nu poate accepta păcatul. Nu poți. Din moment ce în fața ta stau păcatele făcute de tine, povara păcatelor tale stau, nu poți avea acces la Dumnezeu. Nu poți să vezi fața lui Dumnezeu. Nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu. Păcatul te pune într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Pe crucea de la Golgota, Biblia spune, plata păcatului este moartea. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Dar, pe crucea de la Golgota, Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus Hristos, a Fiului Său preaiubit, Domnul Iisus Hristos a plătit plata păcatelor noastre. Pe cruce, El a plătit pentru păcatele noastre. Tocmai de aceea, prin crucea de la Golgota, a fost urpat zidul acesta a păcatului. Nu mai există zidul păcatului. Prin crucea de la Golgota, prin jertfa care a dus-o Domnul Iisus acolo, a fost ruinat zidul ăsta și a fost dat într-o parte. Gata. Noi de acum avem acces liber la Dumnezeu. Noi putem veni liber la Dumnezeu. Acum avem pace cu Dumnezeu. Și spune Pavel că lucrul ăsta se referă și la cei care au fost departe și la cei care au fost aproape. El în epistolă foarte mult vorbește despre evrei și despre neam. Despre evrei zice că ei au fost aproape de Dumnezeu, dar tot lângă zid. Unii au fost aproape de zid, alții departe de zid, dar tot de partea cealaltă a zidului. Nici alții nu puteau vedea pe Dumnezeu după zid. Zidul era acolo pentru că erau păcătoși și unii și alții. Neamurile erau departe, nici măcar nu erau conștienți de păcatul lor, nu erau conștienți de Dumnezeu, nu știau nimic. Evreii stăteau lângă zid, știau că de partea cealaltă a zidului este Dumnezeu și știau că ar putea trece, că ar fi necesar, ar trebui să ajungă acolo, dar nu aveau putere. Pentru că jertfele cele care erau aduse animale nu puteau rezolva problema păcatului. Nimeni din ei nu putea rezolva problema păcatului.
Domnul Iisus a surpat zidul acesta prin crucea de la Golgota. El a hotărât problema păcatului și acum ne-a dat o trecere liberă la toți. Și celor care au fost aproape și celor care au fost departe. Când zice aici celor care au fost aproape, m-am gândit în timp ce mă pregăteam de predică că avem mulți copii din familii creștine. Avem mulți copii din familii creștine care, în familiile noastre, care au avut o mare binecuvântare să crească cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Dar unii din ei s-au deprins cu învățătura asta. Unii din ei s-au deprins cu învățătura asta până acolo încât nici nu caută să-i pătrundă sensul. Învățătura asta parcă undeva o iau ca o tradiție. Ei nu caută să-i pătrundă sensul. Nu știu cum, parcă ei cred că au fost creștini așa de toată viața. Nu știu cum. Nu, dragii mei, n-ați fost creștini și nu o să fiți creștini până în ziua când nu veți intra voi în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Uite, cam așa erau evreii. Ei erau aproape. Aproape știau că există după perete ceva. Dar tot n-au făcut efortul să treacă după perete cu omul. Uite așa, Scriptura spune că pacea aceasta cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le oferă și celor care erau departe și celor care erau aproape. Acum, noi avem intrare slobodă la Tatăl. Cei care ne-am rezolvat problema păcatului, cei care ne-am pocăit din toată inima, cei care ne-am cerut iertare de la Dumnezeu și am luat hotărârea să urmăm învățătura Domnului Iisus Hristos și să fim ucenici credincioși până la sfârșitul vieții noastre. Noi am căpătat pace cu Dumnezeu. Gata, păcatul a fost înlăturat. Oamenii nu ne-l iartă. Dar astea sunt problemele lor. Oamenii nu vor să ne ierte păcatele, oamenii nu vor să... Așa sunt oamenii, oamenii nu iartă, nu iartă niciodată. Dumnezeu însă iartă. Și El a zis că Domnul Iisus Hristos, El iartă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de oricine legiuire. Gata! Dacă ai crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos, dacă ai intrat în nou legământ cu El, păcatul tău a fost rezolvat. Acum tu ai intrare slobodă la Tatăl. Ai pace cu Dumnezeu și ai intrare slobodă la Tatăl. Și din moment ce ai primit pacea aceasta cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care îți dă pace și cu oameni. El îți dă pace cu oamenii și El te învață cum să ai pace cu oamenii. Pentru că Dumnezeu, în învățătura Lui, Domnul Iisus Hristos, în Sfintele Scripturi, ne-a învățat și ne învață cum să zidim relații frumoase cu oamenii, ca să avem pace și să nu fim într-o continuă vrăjmășie, ci invers, să fim în pace. Aici spune așa că Domnul Iisus din doi a făcut un. În primul rând El vorbește despre evrei și neamuri. Evreii și neamurile s-au urât totdeauna, nu-i ceva lucru nou. S-au urât totdeauna, se urăște în ziua de azi, ura asta a ajuns uneori apogeu, unde nu se mai putea de închipuit. Așa cum s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, neamurile, nemții care sunt dintre neamuri, care, ci că o națiune creștină, au omorât 6 milioane evrei. Astăzi, în lumea arabă, unii din lumea arabă spun că nici măcar n-a fost crimă aceea. În timp ce s-a întâmplat în New York, în foc, acele două turnuri, unii făceau sărbători, dansau, făceau sărbători populare, se bucurau așa de tare de rău care se întâmpla. Unii din care sunt acolo așa vrăjmași sunt a evreilor, încât ei nici măcar nu vor să recunoască ceea ce s-a întâmplat. Ei zic, n-a fost niciun fel de holocaust, n-a fost niciodată. Nu văd că ar fi fost un rău așa de tare urăsc. Deci ura aceasta dintre evrei și neamuri a existat totdeauna și ea există. Dar ea există în afara bisericii. Cei care au venit și l-au crezut pe Domnul Iisus Hristos, au crezut în El, indiferent că ei sunt dintre evrei sau sunt dintre neamuri, Dumnezeu a înlăturat vrăjmășia aceasta, gata! Dar vreau să vă zic, nu numai între evrei și neamuri. Între toate neamurile au fost așa ceva. Între toți vecinii au fost așa ceva. Toate glumele pe seama vecinilor. Toate glumele pe seama vecinilor. Așa? Neamurile. Unii așa, unii așa, unii așa. Unii le zic moscale, alții ca coli, se păreclesc, alții nu știu cum, pe moldoveni, cum... Toate glumele, unii la adresa altora. Așa fac oamenii. Așa fac oamenii în afara Domnului Iisus Hristos. Și sunt vrăjmași după criteriul de națiune. Însă nu mai este așa în Iisus Hristos. Când a venit Iisus Hristos, noi nu mai suntem. Noi ne bucurăm de sora noastră, Iulia, așa este sora noastră. Este din poporul nostru sfânt. Noi ne-am bucurat așa de tare toți să o vedem. Vara am fost dintre atâtea națiuni. Toți ne-am bucurat așa de tare unul de altul. Noi, de fapt, nici nu mai simțim nicio deosebire. Surorile noastre arabe care au venit din Nazaret,
Ați văzut cu câte bucurie le-am primit noi, ce mărturii frumoase au făcut ele lunea trecută la sărbătoare și cum s-au simțit ele, cum ne simțim noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost înlăturat orice astfel de vrăjmășii. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, noi nu mai venim cu identitatea asta de națiuni, cu ură de națiuni, cu ură pentru alții, cu nu știu ce. Nu! În Iisus Hristos, noi toți suntem un om nou, așa spune aici. Noi suntem un om nou. Suntem oameni noi și un singur om nou. Toți am fost făcuți într-același fel. Un singur om nou după modelul Domnului nostru Iisus Hristos, după chipul Lui. De aceea nu mai avem probleme de felul ăsta. Noi s-au înlăturat motivele astea de vrăjmășii care erau altădată. Și în trupul Lui Hristos noi avem pace unii cu alții. Avem pace și ne bucurăm unii cu alții. Domnul Iisus zice că a surpat zidul care îi despărțea. Între evrei și neamuri zidul acesta care era legea Vechiului Testament. Legea Vechiului Testament îi pune pentru că, mai ales că unii au ridicat o lege asta și la un nivel și mai tare de vrăjmășii. Iată, de exemplu, ei niciodată n-ar fi stat la masă cu un neevreu. Nu l-ar fi invitat niciodată pe un păgân să stea la masă sau ceva. Deci vedeți lucrurile până unde au ajuns, așa încât în apropierea unui evreu neamurile se simțeau înjosite, discriminate cu limbaj modern. Da? Sau cum? Se simțeau rău. Iată așa a crescut vrăjmășie. În Hristos nu mai este vrăjmășie de asta. În Hristos a fost înlăturată vrăjmășie. Acum noi trăim bine unii cu alții. În Galateni, capitolul 3, cu 28, spune așa. Nu mai este nici iudeu în Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slob. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Ce vrea să însemne aceasta? Că ne-am pierdut identitatea noastră națională de când am venit în Hristos? Nu. Am rămas tot așa, moldoveni, români, ucraineni, am rămas tot ceea ce suntem. Dar noi nu venim cu identitatea asta să o impunem. Este o identitate care se ridică mai sus decât asta. Mai sus decât identitatea asta. Este identitatea mea de copil al lui Dumnezeu. Și dacă altădată tocmai diferența asta de națiuni ne făcea să ne vrăjmășim, acum gata, noi nu ne mai vrăjmășim pentru diferențe de națiuni. Ba mai mult aici spune, nu mai este nici rob, nici slobă, dar asta spune despre statutul social. Despre statutul social. Unul în societate are un statut mai înalt, altă societate are un statut mai jos. Unul în societate este profesor universitar, da, cum este sora noastră Alexandra Grăjdieru, care este doctor în medicină. Altul este un plugar, este un țăran, un plugar, un muncitor, nu știu ce. Dar noi când venim în trupul lui Hristos, nu la toți ne este foarte bine. Și noi ne bucurăm unii de alții. Și nu statutul nostru social hotărăște relația dintre noi. Poate în afara bisericii este asta. Că un doctor în știință nu prea vrea să discute cu un țăran sau nu, desprețuiește pe altul. Nu așa este în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos toți se prețuiesc unii pe alții. Mai spune aici, nici bogat, nici sărac, nu mai este bogat sau sărac, nu după criteriul de avere. Că ați văzut așa în lumea asta, mi-a spus cineva că nu-mi place să merg la tucanul la cafea, da? De ce? Geamul toți sunt numai glamurile. Eu nu prea înțeleg ce să aveți, dar încep să învăț și eu limbajul ăsta. Că acolo toți sunt glamurile, zice, ei te privesc cu dispreț, nu te văd nimic. Vezi? Eu de ce am spus? Cred că este așa, nu știu, este cred că o realitate. Eu m-am gândit numai la cafea, am vrut cineva să servesc o cafea, eu m-am gândit numai la cafea, nu m-am gândit glamour, nu glamour, nu m-am gândit la asta nimic. Dar zice, așa este acolo, acolo, nu știu, simți prost, cineva te privește într-așa un fel, parcă tu ai fi de pe, nu știu. Eu nu știu, e așa, nu e așa, dar ce vreau să vă zic, în afara Bisericii lui Hristos, așa este. Oamenii se disprețuiesc, dacă unul e mai sărat, e mai îmbrăcat prost sau așa, cu părere de rău se întâmplă și în biserică uneori, dar nu trebuie să se întâmple așa. Fratele nostru, Sfântul Iacov, care a scris epistola, a zis să nu se întâmple așa între voi, nu cumva între voi să fie căutare la fața omului. Trebuie să ne prețuim, să ne iubim, pentru că în Hristos toți suntem un om nou. Mai spune aici, nu mai există nici bărbat, nici femeie în Hristos. Ce înseamnă asta? Dacă ești în Hristos, gata, ți-ai pierdut identitatea ta de sex? Nu, nici cum. Ești bărbat sau ești femeie și așa rămâi, bărbat sau femeie. Dar asta înseamnă că nu mai suntem într-o vrăjmășie. Că în afara Bisericii lui Hristos, parcă s-au pus în vrăjmășie bărbații cu femeile. Parcă s-au unit în două tabere, așa? În două tabere. Și indiferent de faptul că sunt căsătoriți,
parcă cu prietenii când vine face glume și la adresa soției lui și la adresa altor soții și la alte femei. Că femeile sunt, știți, și femeile la rândul lor tot așa despre bărbați, toți bărbații sunt așa, toate femeile sunt așa, toți bărbații gândesc așa, toate femeile gândesc așa, sau nu gândesc, sau fel de fel, vedeți cum spun unii despre alții. Nu așa este Hristos. Cei care sunt în Hristos, nu știu. Cei care sunt în Hristos nu mai au astfel de probleme. Noi în Hristos ne iubim toți unii pe alții. Noi avem o relație frumoasă, noi avem pace. Nu mai suntem în două tabere ca să ne vrăjmășim. Noi avem pace. Noi toți vedem un om nou și în bărbați și în femei și la toți ne este bine să fim împreună. Și dacă este așa, păi nici nu mai facem glume de astea proaste unul la adresa altul. Vreau să zic, sunt glume la care nu trebuie să te prinzi niciodată. Nu-mi plac glumele care se fac despre soacră. Soacra mea întotdeauna m-a tratat foarte bine, cu atâta dragoste m-a tratat, foarte atent a fost. Păi nu-mi plac glumele astea despre... Poate ori avea unii, nu știu, dar soacra mea a fost foarte bună. Totdeauna m-a întâlnit cu zamă și cu plăcinte. Totdeauna așa bine mi-a părtat cinstea, m-a tratat ca pe un fiu, cu bucurie totdeauna. Nu înțeleg ce-i cu glumele astea despre soacre așa sau despre altceva. Nu sunt bune. Este parcă așa. Mai ales să le mai aud uneori la anunți creștini, știi? Cred că se simte prost soacra care este acolo, dacă la anunți creștini fac niște glume sau... Mai ales nu au niciun temei, nimic. Nu au niciun temei pentru asta. Iată așa, dragii mei, în Hristos au fost înlăturate toate lucrurile astea care ne puneau în vrăjmășie altădată. Și acum suntem oameni noi care avem pace unii cu alții și noi urmărim pacea. Și la Scriptură Dumnezeu ne învață așa, întrucât ține de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Cât ține din noi, ca și creștini, să trăim în pace cu toți oamenii. Adică noi să o păzim pacea. Chiar așa și spune într-un alt loc. Păziți pacea și urmăriți-o. Trăiți în pace, păziți pacea, urmăriți pacea totdeauna. Să fim oameni păcii, oameni pașnici. Și în casa ta, caută să urmărești pacea. Sunt așa niște momente care te-a să iasă ceartă. Dar vezi cum poți face ca să iasă pace. Acolo de altă dată ești ceartă, ia vezi ce poți face ca să iasă pace. Și să păstrăm pacea. Pentru că în Domnul Iisus Hristos noi am primit pacea. Și Domnul Iisus Hristos este pacea noastră. Am privit un film interesant și vreau să vă recomand, mai ales că acum suntem la Crăciun. Merry Christmas, așa se numește. Crăciun fericit, așa se numește filmul. Este un film, sujetul este din primul război mondial. În primul război mondial, trei armate acolo, nu mai știu care între ele, nemții, irlandezii, îmi pare că și nemții, scoțienii și cu francezii. Ei se luptau acolo pe câmpul de lupte, dar pentru perioada Crăciunului, ei s-au împăcat și au venit și au sărbătorit Crăciunul toți împreună. Și tot rolul a fost unui preot. Unui preot care a știut că toți pretind a fi creștini. Toți se cred a fi creștini. Și un preot a reușit să-i adune pe toți, să sărbătorească Crăciunul cu ei toți, să cânte și toți cei care erau vrăjmași, care se luptau și căutau să se omoare pe câmpul de lupte, s-au adunat împreună, au sărbătorit Crăciunul. Și apoi după asta, cei care stăteau sus și care fac războaie, că așa, de ăștia sunt care sus fac războaie, care nu le pasă ce se întâmplă la război și omoară cu miile. Ăștia tot le spuneau, gata, voi atacați. Și atunci ei, după ce au sărbătorit Crăciunul așa frumos, ostașii, s-au înțeles între ei așa de bine și au zis, băieții, și transmiteau semnal, băieții, acum noi o să împușcăm la voi. Noi acum aruncăm proiectile. Hai, vă rugăm, ieșiți din tranșei. Aici toți se duceau de tranșei, ăștia atacau cât puteau tranșeile goale. Inclusiv și un motănaș acolo, cu un motănaș, îl duceau de la unii la alții, așa un film frumos, știți, îl duceau și motanul de la unii la alții. Și motanul se bucura de pace pe ei acolo. Apoi ceilalți ziceau, băieții, gata, șefii noștri au zis să vă atacăm, hai vă rog, eliberați tranșeia. Liberau tranșeia, ăștia pușcau cât puteau. Și așa, până cât au rămas în viață toți, s-au întâlnit și după război, s-au întâlnit și s-au bucurat. Dar frumos arată cum Domnul Iisus Hristos le-a rezolvat problemele și i-a pus în pace, împreună și s-au întâlnit pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care este pacea noastră. Acum, așa cum am zis, în Domnul Iisus Hristos, noi avem pace și cu sine. Atunci când vii la Dumnezeu, când capeți pacea cu Dumnezeu, capeți și pacea cu aproapele tău, gata, ai pace. Acolo unde altădată nu putea ierta nicicum. Din moment ce te-a iertat Dumnezeu. Știi cât e de simplu să ierți pe alții?
Din moment ce realizezi cât ți-a iertat ție Dumnezeu și cum te-a iertat El, foarte ușor îi ierți pe alții. Nu mai ești atât nu mai porți ură pentru alții. Nu mai ești atât de pretențios față de neajunsurile altora. Nu! Gata! Te-a iertat Dumnezeu, îi ierți și tu pe alții. Și vreau să-ți spun, atunci capeți pace și cu tine. Aici Pavel spune că voi acum, le spune efesenilor, dar lucrurile astea ni se atribuie și nouă, în modul cel mai direct. Pavel zice, voi nu mai sunteți străini. Altădată erau străini de familia lui Dumnezeu, erau străini de lumea lui Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu. Acum zice, voi nu mai sunteți străini, nu sunteți nici oaspeți ai casei, voi sunteți împreună cetățeni cu sfinții, voi sunteți oameni din casa sau din familia lui Dumnezeu. Când ești într-o familie, așa că ai pace bună. Când ești într-o familie bună. Mi-amintesc când eram copil. Ați citit mărturia mea, unii ați auzit-o și pe internet. Nu stau acum să vă spun mărturia prea mult. Vreau să vă zic, de multe ori a trebuit să fim fugăriți. De acasă, cu mama. Toți stăteam sub un nuc. Toamna târziu ploua și noi stăteam sub nuc și așteptam ca tata nostru care era beat, poate s-a culcat, dar de fapt nici... așteptam până el s-a stâmpără ca să ne putem duce la cineva din mahal, că el ne căutam toată mahal. Și mi-amintesc cum ne duceam la niște vecini și rămâneam să dormim la ei. Și când rămâneam să dormim la ei, mă culca cu băieții lor, dar în casa lor era pace, în casa lor nu era scandal de asta așa niciodată. Și eu așa mi-amintesc simțământul ăsta de pace și așa tare vroiam ca și în casa noastră să fie așa, să nu stau cu frică ca acuși după cleampa porți, eu cunosc că tata vine beat și toți ne chemuim după sobă să așteptăm, nu știm ce se întâmplă, dar știam ce se întâmplă, că o să ne-a lăbătut pe toți. Așa tare vroiam pacea, așa. Într-o familie bună este atâta pace că este o familie bună. Noi am intrat în cea mai bună familie, dragii mei, am intrat în familia lui Dumnezeu, acolo domnește o pace de neimaginat pentru cei care sunt în afara familiei este. Noi nu suntem oaspeți în familia asta, că am venit și trebuie să fim atenți unde călcăm, cum facem, nu știu ce. Noi trebuie să fim atenți, dar nu pentru că suntem oaspeți. Noi am venit în familia asta ca să ne bucurăm în familia asta de relații, de relații cu Tatăl nostru, cu Domnul Iisus Hristos, cu toți Sfinții. În familia asta este foarte bine. Și acum, mai trebuie să vedem ce să facem ca să o păstrăm pacea asta. De fapt, mai întâi cred că trebuie să vedem ce să facem ca să o primești pacea asta. Eu am vorbit despre ceea ce trebuie să faci. Și dacă nu ai pace, dacă nu ai pace cu tine însuți, dacă nu ai pace cu Dumnezeu, nu ai pace cu oamenii, problema nu începe să o rezolvi nici de la tine, nici de la oameni. Problema începe să o rezolvi de la relația ta cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Apostolul Pavel zicea, vă rugăm fierbinte. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Și atunci vei căpăta o pace care întrece orice pricepere omenească. Când le-a scris filipenilor, Pavel a zis, orice probleme nu aveți, orice îngrijorări nu aveți, nu, toate problemele voastre, zice, aduceți nevoile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cu cereri și cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Așa este pacea lui Dumnezeu, întrece orice pricepere omenească și îți păzește gândurile în Hristos Iisus, totdeauna, în liniște, în pace, este bine. La Biblie vorbește despre Apostolul Petru. Apostolul Petru care s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. După ce a primit pace cu Dumnezeu, tot Apostolul Petru a fost băgat la închisoare și a doua zi trebuiau să-i taie capul. Știți? Dar el, un om când știe că a doua zi o să-i taie capul, cam îi pierde somnul, din câte știu eu. Nu? Așa presupun eu, că la un om care știe că a doua zi va tăia capul, trebuie să-i piară somnul. Toate ori mai tremuri, ori mai nu știu ce, ori se gândește, ori mai caută niște variante să fugă, ceva să facă. Dar Petru al nostru, așa de bine dormea, când a venit îngerul să-l scoate, cred că îngerul fi încercat. Petru, cred că așa cum spun eu uneori pe David dimineața. David, bă, trebuie să din nasă la apă ca să spale. Acum parcă se trezește mai ușor, dar n-ai trebuit din nasă la apă ca să spale. Numai că îngerul, știi ce a făcut? Trage un picior în coastă, hai Petru! Trebuie să ieși odată, când? Ieși odată de cameră, nu se poate așa. Uite, cu așa o pace, dormea Petru, așa de bine dormea, știind că a doua zi îi taie capul. Este asta pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere? Omenească asta. Uite așa o pace vrea să-ți dea Dumnezeu ție. Și așa o pace o primești numai atunci când te împaci cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, când intri în legământ cu Domnul Iisus Hristos. Apoi,
pacea aceasta trebuie să mai faci ceva ca ea să rămână în viața ta și să fie totdeauna. Iată, aici spune că trebuie să rămâi zidit pe temelia apostolilor și a prorocilor. Dacă lași să te furi alte lucruri, lași să te furi înșelăciunea bogățiilor din lumea aceasta, vreau să spun că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii creștini care au umblat după ea, au rădăcini de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. În loc să se bucure de pace cu Dumnezeu, cu oamenii și cu ei, în loc să se bucure de pacea lui Hristos care întrece orice pricepere omenească, oamenii aceștia s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Dragul meu, dacă vrei ca pacea lui Dumnezeu să fie în inima ta totdeauna, să ai starea aceasta de pace și de bucurie, să ai în inima ta totdeauna, atunci primul lucru trebuie să rămâi pe temelia apostolilor și a prorocilor. Temelia aceasta este învățătura Sfintelor Scripturi. Studiază Sfintele Scripturi și trăiește potrivit cu Sfintele Scripturi. Atunci vei avea pace, dacă nu mai studiezi, dar nu vrei să trăiești. Sau pregeți când este vorba să împlinești ceea ce scrie acolo. Atunci nu vei avea pace. Rămâi pe temelia apostolilor și a prorocilor. Rămâi în Sfintele Scripturi. Altceva este, aliniază-ți viața după piatra din capul unghiului. Aici la Biblie, aici în textul ăsta, noi suntem comparați cu o clădire. Chiar suntem numiți aici, clădire. Noi suntem clădirea lui Dumnezeu. Și despre noi spune că suntem pietre, niște pietre vii. Trebuie să fim pe temelia învățăturii lui Dumnezeu, pe temelia Sfintelor Scripturi. Dar mai spune că trebuie să fim aliniați după piatra din capul unghiului. Piatra din capul unghiului este Domnul Iisus Hristos. El este modelul nostru. Noi în viață ne orientăm după El. Și dacă ai venit la biserică și ai văzut pe cineva care nu stă după modelul ăsta, care altfel trăiește, mai e cu strâmbătate, deviază de la linia care trebuie să fie din perete. Și tu zici, m-am dezamăgit, că am văzut creștini de ăștia, am văzut creștini. Dar nu te uita la ei, dragul meu! Uite la piatra din capul unghiului! Tu trebuie să trăiești după... Trebuie să te orientezi după piatra din capul unghiului, aliniază-te după piatra din capul unghiului. Mă interesează Domnul Iisus Hristos. El este modelul meu. Și Biblia spune că eu trebuie să cresc la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Deci El este modelul meu. Eu vreau să fiu ca El. El este piatra. Orientează-te după El. Și atunci vei avea pace. Iar pe fratele tău, care îl vezi umblă cu strâmbătate și a dat într-o parte sau în alta, Biblia spune să-l ajuți pe fratele tău. Mergi și vorbești, îndeamnă, mustră, ajută-l să-și devină fratele sau sora. Dar nu zice că dacă el este așa, m-am dezamăgit, nu mai vin la biserica asta. Că acela este așa, că acela este așa, nu zice așa. Orientează-te după Domnul Iisus Hristos, pentru că El este piatra din capul unghiului. Și atunci spune aici că noi suntem o clădire. Noi suntem o familie, suntem comparați cu o familie, dar mai spune că suntem o clădire. O clădire este bine atunci când este întreagă toată. Și piatra din perete își îndeplinește rostul ei atunci când este în perete. Dar atunci când a dezertat, a ieșit din perete, atunci nu mai este decât o cărămidă. De ce care o întrebat odată, da, nu știu, eu zic că o ghișitoare mă da, zice, roșu și străcădinții. Cărămidă, apoi, se pare că devii o cărămidă de asta. Se pare că devii o cărămidă de asta în loc să fii unul de cel care stai în perete. Să stai în perete, să te ții bine în perete și să fii în casa, în clădirea lui Dumnezeu. Iată așa, dragii. Acum vreau să-și pună fiecare întrebare. Am eu pacea lui Hristos care trece orice pricepere? Care sunt lucrurile care îmi fură pacea mea? Dacă îmi fură anumite lucruri pacea, de ce mi le fură? Ce nu fac eu bine? Poate am părăsit temelia. Poate nu mă mai orientez după piatra din capul unghiului. Poate altcineva mi-a devenit model. Poate am dezertat, poate eu nici nu mai sunt în clădirea lui Dumnezeu. Eu mă numesc numai, cu numele sunt în clădirea lui Dumnezeu. Dar îmi caut de treabă. Eu singur umblu pe unde vreau și cum vreau. Dar nu-mi pasă de clădirea lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu. Poate de asta ți-ai pierdut pacea. Ia vezi, de ce nu ai tu pace dacă nu ai? Vezi ce ar trebui să faci ca să o ai pacea asta. M-am uitat că epistola către Efeseni se începe cu o urare de pace și se termină cu o urare de pace. Pavel spune în fiecare epistola sa, absolut fiecare epistola lui Pavel începe cu cuvintele. Puteți acasă să verificați. Mergeți prin toate epistolele, vedeți cum începe. Fiecare epistola lui Pavel se începe așa. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru
Iisus Hristos. Asta le-a urat Pavel creștinilor din toate vremurile. Asta ne-a urat și nouă. Epistola către Efeseni se începe cu cuvintele astea, Epistola către Efeseni s-a încheiat cu cuvintele astea. Asta vă urez și eu. Har și pacea lui Dumnezeu să vă păzească inimile în Hristos Iisus totdeauna. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.